care geneza așa unei glume, până când zici gata, e bună și poți să o zic mai multe ori și am ajuns la ce trebuie. Depinde foarte mult pentru ce scrii glume, dar dacă e să luăm cazul stand-up-ului, acolo începi, depinde de fiecare. Începi alegându-ți un subiect. Ai o foaie goală în față. Trebuie să rezolvi, trebuie să treci peste pasul ăsta. Trebuie să te gândești despre ce vrei să vorbești. Și eu ce fac și chestia e o chestie pe care învăț și pe cei care vor să facă chestia asta, sunt anumite tool-uri de brainstorming. Odată ce am ales de brainstorming, odată ce am ales subiectul, ne apucăm și încercăm să generăm premise. Setup-ul, prima parte a glumei. Premise pe subiectul respectiv. Ceea ce înseamnă că deja ne ia o povară foarte mare de pe umeri, pentru că în prima parte nu trebuie deloc să fim amuzanți. E prima parte în care trebuie să facem o listă de afirmații. După ce facem lista de afirmații, pentru care avem mai multe tool-uri, trebuie să ne gândim ce presupune afirmația aia, ce presupuneri face și ce poate înțelege lumea din afirmația aia, și apoi trebuie să încercăm să-i facem pe oameni să ne imaginăm ce altceva ar putea să însemne și să le dăm cealaltă opțiune. Ca să facem lista asta de afirmații, putem să folosim foarte multe tool-uri. Eu mi-am dezvoltat de-a lungul vremii un tabel de brainstorming prin care mai multe categorii în care listez diferite afirmații. 1. Observații personale despre subiectul respectiv. Pot să fie proverbe și zicători despre subiectul respectiv. Pot să fie titluri de știri despre subiectul respectiv. Pot să folosesc ca premise chiar și o poveste. Îmi scriu povestea mea legată de subiectul ăla și fiecare propoziție din acea poveste poate servi drept setup pentru o glumiță. Și la final trebuie doar să păstrezi setup-ul cel mai mare. Asta este prima parte în care trebuie să scrii cât mai multe premise. Și după aia trebuie să găsești partea amuzantă. Adică să găsești ce altceva poate să însemne, sau să-i duci într-o altă direcție, sau să faci o analogie, sau să faci o comparație, practic, între două elemente care sunt prezente în premisă. Sau poți să iei, din nou, o chestie pe care am învățat-o de-a lungul vremii. Unele le-am observat eu, unele cred că le-am inventat eu mult mai puține, sau doar am impresia acum că le-am inventat. Mai multe formule de glume. Există foarte, foarte multe formule de glume. Și cred că toți comedianții, știu că corect este comedieni. Dar îmi place, da, îmi place să zic comediant, nu știu, îmi place mie mai mult să zic așa. Ziceam, există foarte multe formule și toți comedianții le folosesc, fie că își dau seama, fie că nu. La unii poți observa că e formulaic, poți observa că se repetă, sau, spre exemplu, la late night. Pare un pic, de multe ori poate să pară un pic forțat toate glumele din monolog, pentru că folosesc cam aceleași formule. Cu cât un comedian ți se pare mai original, cu atât înseamnă că el are un palmares mai mare de formule pe care le folosește, sau că știe să ascundă mai bine formula într-o anumită poveste și în felul în care o frazează. Poți să folosești și foarte multe formule, poți să iei pe în fiecare formulă și să vezi în funcție de subiectul ăsta cum aș putea să completez, că este efectiv, completează spațiile, unele dintre ele. Este și formule conceptuale și formule de frazare și te pot ajuta și astea să lucrezi, să generezi glume. Ok, să zicem că ai listat, ai 4 pagini de premise, trebuie să scoți cât mai multe și nu trebuie deloc să încerci să fii amuzant. Ai 4 pagini de premise, după care te-ai gândit ce poate să însemne fiecare și ai reușit să scrii anumite
poate punchline-ul la fiecare, ai folosit niște premise în care ai completat cu subiectul și ce ai reușit să mai scrii tu acolo și ai reușit să generezi un număr de X glume. După pasul ăsta, ce fac eu personal e să încerc să le trec prin, să le reformulez astfel încât să fie, din punctul meu de vedere, să fie cât mai bune, să anumite criterii, spre exemplu, le optimizez practic, reformulez și încerc să optimizez. Încerc să folosesc cât mai puține cuvinte, să nu folosesc mai multe cuvinte decât e nevoie. Încerc să-mi dau seama dacă în setup am făcut destul de clar ce vreau ca ei să își imagineze. Mai este un criteriu, avem setup și punchline. La punchline mai este un element care se numește reveal. Reveal-ul este cuvântul care te face să-ți dai seama de fapt despre ce e vorba. Că un singur cuvânt e cel la care ai trigger-ul. E cel la care te poate face să-ți dai seama despre ce, despre ce e vorba în gluma aia. Și reveal-ul trebuie să fie cât mai la finalul punchline-ului. Că altfel, după ce ai dat, după ce oamenii se prind, tu încă mai vorbești și vorbești de obicei peste râsul lor și trebuie să eviți asta, pentru că dacă o tot repeți, oamenii își dau seama că trebuie să lăsăm să vorbească și mai bine mă abțin, da, mai bine mă abțin și nu mai râd. Și iau toate criteriile astea și încerc să ajustez astfel încât să fie cât mai aproape de forma care mi se pare mie ideal. După care fac o selecție și aici de multe ori o fac pur și simplu după gust, ca să zic așa, cele care îmi plac cel mai mult, dar sunt și alte criterii care, după care poți da seama dacă o să funcționeze sau nu. Dacă, spre exemplu, setup-ul este o observație, o chestie în care se regăsesc cât mai mulți oameni, are mai mari șanse să funcționeze. Dacă surpriza este mai mare în punchline, atunci are mai mari șanse să obțină un râs mai mare. Și poți să selectezi și în funcție de chestia asta. Sau poți pur și simplu să te duci cu tot ce ai și să le testezi în fața unui public. Să le testezi înseamnă să le zici și să vezi ce reacție primești. Unde primești cât de cât o reacție, înseamnă că ai ceva acolo și poți să mai lucrezi. Unde primești reacție bună, înseamnă că e destul de aproape de cum ar trebui să fie. Unde nu primești reacție, e ceva greșit. Subiectul nu este relevant, punchline-ul nu e destul de surprinzător, nu ai fost tu destul de clar. Sunt mai multe motive pentru care poate să nu funcționeze. Dar nu trebuie să faci asta o singură dată, pentru că se poate întâmpla să fie un anumit public la care pur și simplu merge, sau publicului din sala respectivă să nu-i placă de tine, sau tu să fii dat prost gluma. Există multe motive pentru care poate să nu meargă, deci e bine să testezi de mai multe ori până să zici ok, renunț la gluma respectivă sau clar trebuie reformulată. Asta la stand-up.